Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul oficial Tutoriele Gratuite. Ei bine, m-am gândit să fac în felul următor. Tutorialele să le prezint de acum încolo cu un fel de introducere ca pe aceasta, cum o vedeți acum. Mai știți că v-am pus și a doua întrebare despre Q&A și v-am întrebat dacă vreți să continui cu Q&A-ul. Ei bine, voi continua pentru că se pare că îl suportați, adică vă place foarte mult. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc este că avem un nou cover la canalul de YouTube. Acesta a fost făcut de Pascu Dani sau Dani Pascu, cum vreți voi să ziceți. Canalul lui îl puteți accesa de pe acest link care va fi afișat aici. Haideți să începem tutorialul. În acest tutorial vom vorbi despre cum putem schimba parola contului de Google Plus. Știu că la prima vedere poate nu vi se pare un subiect foarte greu, un subiect complicat. Însă dacă veți încerca acest lucru să-l faceți de unul singur, veți vedea că nu e atât de ușor și în videoclipul ce urmează vă voi demonstra cum puteți face acest lucru. Acum ne aflăm pe PC, sunt intrat în Internet Explorer, logat pe un cont de Google+, un cont de Google mai exact, și haideți să vedem ce putem face. Ei bine, va trebui să dăm click pe iconița canalului sau contului de Google, dăm click, și aici vom avea butonul Account sau Cont, dăm click. Mai departe va trebui să mergem la Security sau Securitate și vom avea aici în secțiunea Password, Change Password. Dăm click și avem aici practic opțiunile acestea. Trebuie să ne introducem parola curentă, noua parolă și să confirmăm noua parolă. Haideți să fac și eu același lucru. Voi introduce parola curentă, voi introduce noua parolă care... Bineînțeles, nu o voi spune. Stați mai un pic. Așa. Ok. Și dau click pe Change Password. Acum, haideți să mă deloghez, să vă arăt că voi introduce parola veche. Ok, introduc parola veche, care, bineînțeles, nu vă voi spune, chiar dacă este parola veche și nu mai există. Am introdus parola veche și vedeți că nu mai merge, pentru că a fost schimbat acum o oră. Bineînțeles, noi am schimbat acum un minut, dar asta e cu Google, ok? Și haideți să introducem parola nouă și, bineînțeles, se va loga. Cam acesta... a fost videoclipul și, bineînțeles, ok, acesta a fost tutorialul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc că ați fost alături de mine pentru aceste minute. Ne revedem la următorul tutorial și sper ca acest nou format de tutoriale să vă placă și mai mult. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot și la revedere!